Salutare, bă, băieți, și bine v-am găsit la un episod de Samp. Suntem aici pe rpg1.bigzone.ro, ca de fiecare dată. Și astăzi vom vorbi despre viitorul contului meu de Samp. Tocmai am la rang 5. Mersi, Sancho. Înainte să înceapă episodul, nu uitați să apăsați voi pe butonul de like și subscribe, dacă vreți, bineînțeles. Și puteți să dați rent la casa 503. Acesta este interiorul, aveți loc să parcați și mașinile aici afară. Și după cum ați văzut, am luat rang 5. Haideți să dăm un FVR. Da, urmează să dau să respawnez vehiculele facțiunii. Așteptăm 10 secunde. Bun, primul FVR. Și cum v-am spus la început, vreau să vorbim puțin despre viitorul contului de Samp, care vă dați seama că o să influențeze și seria de Samp de pe canal. Așadar, ca să nu ne mai lungim mult, o să dau demisia în acest episod, bineînțeles, chiar dacă abia am luat rang 5, dar nu mai văd rost să stau aici în News Reporters, mai ales că am stat destul de mult. Am 120 de zile, undeva pe acolo. Dar am luat rank 5 abia acum pentru că nu am făcut cerințele pentru rank. Și probabil viitoarea facțiune o să fie LSPD, să vedem dacă este deschisă întâi. Nu este. Dar mâine, din câte am înțeles, o să se deschidă aplicațiile. Deci dacă sunteți interesați, nu uitați să aplicați și voi, să fim acolo colegi, hop hop. A fost mișto în râ. Recomand, dacă vrea ceva de aici, să se alăture facțiunii. Chiar este super ok, Sancho, băiat de nota 10, n-am avut probleme, colegii la fel, de treabă, dar nu mai văd eu locul aici, mi se pare și mai mișto, în PD, cine a vă dat seama, după atâtea zile, aici mi s-a cam luat de treaba News Reporters. Haideți să ajutăm pe băiatul ăsta la un pun la raport, ne face și noi niște reclamă, așa. Și cum am zis, mergem în LSPD frumos, băgăm un rank 5 și acolo. După ne transferăm în alt departament, probabil ăsta o să fie planul. Dacă o să meargă totul cum trebuie. Așa că seria de Samp o să continue, vă dați seama. Dacă aveți sugestii, nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii, bineînțeles. Și să nu uitați să vă reamintesc, comanda maraton este activă. Ultima zi vă oferă un Turismo. E ok maratonul, să știți. Nu e cine știe ce premiu, dar e ok pentru începători. Și mergem acum pe website și ne dăm demisia. Revenim. Bun, am revenit de pe website. După cum vedeți am 117 zile și ne dăm demisia. Bun, deci o să scriu la motiv că vreau să schimb facțiunea pentru că vreau să încerc ceva nou. Bun, am scris frumos motivul. Acum la precizări. O să scriu un mesaj aici pentru liderul Sancho numărul 1. Bun, am scris aici la precizări. Am încercat să scriu un mesaj și nu prea a ieșit. Și dăm send. Bun, deci demisia este pusă, așa că revenim din joc. Bun, am revenit și din joc. Haideți să ne luăm la revedere de la colegi. Pentru că probabil nu o să mai apuc, că nu o să mai intru pe joc până mâine. Așa că rețin și noi baftă, băieți. Am dat demisia. Bun, am luat la revedere și de la colegi și nu prea m-am băgat în seama, asta e partea a doua. Și acum vreau să facem un event și încheiem episodul, bineînțeles. Și o să scriem Remember Network Editor. Bun, levelul este bun, băgăm SMS, bam, și băgăm premiu 50k. Așteptăm să ne accepte și nouă un helper frumos. Cererea. Să vedem dacă sunt online întâi. Bun, hai că sunt. Salutare, bă, băieți. Iau-te-l pe Cristi numărul 1. A și scris. Hai că am scris și am scris Rimber. Hai că a scris. Aia e. Un meci mai cox. Hai să-i dăm banii la băiat. Câștigător. ID 297. Transfer 297 50.000. Și dăm, facem o reclamă frumos pe YouTube aici. Nu uitați să dați și voi
Un subscribe la canalul meu pe YouTube. Chiar acum filmez Top Event 280. I-am dat și banii, am terminat și eventul. Baftă băieți, am ieșit, ne mai auzim în game. Bun, și cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe dacă n-ați făcut-o. Și ne revedem la următorul episod. Baftă!